Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul tutorial de pe acest canal. Astăzi vreau să fac un tutorial la o horă din La minor, lăutărească. Și prima dată hai să vă arăt așa cum sună puțin mai mișcat și după aia o să vă arăt mai încet, să vedeți fiecare trill în parte. Sună cam așa. Cam asta este o horă, este o horă foarte simplă, zic eu. Și haide să vă arăt încet. Deci prima dată începem așa. Și vă rog să respectați și degetația, că este foarte important. Și acum partea a doua, puteți să faceți așa, dar dacă să nu fie prea greu. Așa. Aici este G-Vajun. Deci prima dată cu degetul ăsta și faci așa. Și de-aia puteți să faceți la sfârșit și așa. Acordurile este foarte simplu, adică din prima dată la minor, după aia fa major, mi 7, după aia la minor, după aia la diminuat, un la diminuat rapid și după aia pe re 7, după aia este ceva de gen. Thank you.
Și uite, să facem un acord frumos. Merge foarte bine când, gen, când faceți începerea, puteți face așa. Așa, haide să vă arăt și cum sună cu ritmul. O să pun aici telefonul, că altfel chiar n-am cum, îmi pare rău. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Dacă mai vreți tutoriale de genul, spuneți-mi în comentarii. Și o să mai... Ce... De exemplu, un cereți. Dacă vreți o sârbă sau o horă, cât pe... ca să le știu și eu, că oricum și eu sunt începător. Și... Na, ok. Vă salut și poate o să ne revedem la alt tutorial. Salut!